Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia a găzduit ieri un dublu eveniment artistic, parte din programul Taberei Internaționale de Artă Plastică Interart. Este vorba despre deschiderea expoziției personale, Sentimente contradictorii, artistului plastic John Jover Horvat, dar și de Meli Melo, expoziția pictorului haitian Patrick Owen. Cele două expoziții au fost posibile datorită colaborării dintre Interart și Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Și cu toate că Sentimente contradictorii și Meli Melo sunt diferite ca tematică, există totuși un element care le leagă, Tabăra Internațională de Artă Plastică Interart Aiut. Un parteneriat reușit între Interart și Muzeul Național al Unirii face ca în fiecare an, în Alba Iulia, pe perioada de derulare a Taberei Internaționale Interart, să se desfășoare două expoziții de artă. Pentru acest an propunem o expoziție de colografie semnată de artistul plastic Gheorghe Verhorvat din Cluj-Napoca, un foarte important artist, și cea de-a doua expoziție este semnată de artistul haitian Patrick Owen. Ce au în comun aceste două expoziții? Elementul comun este Tabăra Interart și faptul că la Aiud și iată la Alba Iulia 41 de artiști din întreaga lume participă la un eveniment cultural. Ele sunt foarte diferite. Dacă artistul haitian vorbește de arta tradițională din țara sa prin lucrările care sunt în pesimezele expoziției, artista din Cluj atinge perfecțiunea grafică și coloristică în colografiile pe care le prezintăm. După o muncă de creație de 10 ani de zile, John Jover Horvat a ales să-și expună Sentimentele contradictorii în Alba Iulia. De ce un astfel de titlu pentru expoziția de astăzi? Fiindcă tot ceea ce fac vine din interiorul meu, din sentimente, din impresii, ce mă înconjoară zilnic. Ceea ce vedem astăzi aici e o muncă de câți ani? Este o muncă de 10 ani, fiindcă la colografii am adus lucrări din anii petrecuți în Tabăra Interart, iar în sala unde sunt lucrări cu tehnică mixtă sunt cam de 5 ani, produsul la 5 ani. De ce ați ales să vă expuneți opera aici, în Alba Iulia? Fiindcă an de an, de când sunt în Tabăra Interart, vin aici la Alba Iulia, am văzut cât de serios sunt interesați cei de la muzeu pentru ceea ce se întâmplă în tabără și am ținut și eu să fiu unul dintre cei care expun aici. Aflat pentru al nouălea an în România, artistul plastic din Haiti, Patrick Owen, nu a ales întâmplător să-și expună opera în Alba Iulia. Alba Iulia est une ville que j'aime beaucoup. Ça fait la 9e année que je viens ici. Et ce musée est un lieu de ressourcement et puis voilà, et comme j'ai été invité à exposer, j'ai accepté tout de suite. Bon, j'ai appelé l'exposition Meli Melo parce que j'ai voulu présenter un peu de tout de ce que je fais. On peut remarquer qu'il y a plusieurs styles dans cette exposition. Donc, j'ai voulu faire une sorte de rétrospective pour montrer un peu de tout, quoi. We can notice a lot of colors in your works. Ah oui, parce que moi je suis toujours content, je suis toujours les couleurs, ça compte dans ma vie. Et puis aussi là où je vis, dans mon pays, en Haïti, c'est beaucoup de couleurs, quoi. Quand on arrive en Haïti, partout il y a des couleurs partout. Tabăra Internațională de Artă Plastică Interart va continua în Aiud și cu alte evenimente până în 26 august, printre care expoziții, recitaluri, dar și teatru de comedie.